Bună seara, stimați telespectatori! Cred că de multe ori ați auzit expresia tehnica asta ne omoară. Dar pe de altă parte trebuie să ne gândim că tehnica ne și salvează câteodată. Pe lângă faptul că ne e de foarte mare ajutor în viața de zi cu zi. Medicina este într-adevăr una dintre ramurile științei care a beneficiat în ultimile zeci de ani foarte mult de pe urma a tot felul de descoperiri tehnice. Iar chirurgii sunt printre acei medici care au beneficiat cel mai mult, dar în final pacientul, adică și unii dintre dumneavoastră, pacientul este cel care simte pe pielea lui, în mod direct, beneficiile aduse de tehnologie. De chirurgia laparoscopică sunt sigură că ați auzit. Mai ales utilizarea ei la nivelul abdomenului, mai ales în chirurgia legată de colecist, celebrele pietre la fiere, pentru extragerea cărora nu mai este nevoie de o incizie foarte mare, de durată de spitalizare foarte mare și care astăzi se rezolvă sau se poate rezolva cu mici tăieturi, în 2-3 zile ajunge acasă. E bine, de această chirurgie laparoscopică sunt sigură că ați auzit. Dar în București, aplicarea acestei metode de chirurgie în domeniul urologiei se face doar de 3 ani. Și pentru a vedea cum se face, la ce este bună, cu alte cuvinte, pentru ca să aflați despre o metodă nouă în București și în România, am invitat în această seară un medic urolog, un medic chirurg urolog cu experiență în acest domeniu și care de fapt este deschizătorul în București acestei metode. Nu pot să spun că sunt în București a acestei metode, pot numai să spun că în spitalul nostru efectuăm aceste intervenții de 3 ani de zile, că am lansat acest program de chirurgie laparoscopică în spitalul Tudor Burghele, în clinica de urologie, în urmă cu 3 ani de zile și că noi considerăm un succes lucrul ăsta. Am ajuns să efectuăm în fiecare zi, cel puțin în fiecare zi, o intervenție de acest tip și o dată, de două ori, uneori și de trei ori pe săptămână sunt două intervenții. Ne apropiem, cred, de 300 de intervenții efectuate. Noi considerăm un succes, dar noi considerăm lucrul ăsta un succes prin prisma a ceea ce vedem că se întâmplă cu pacienții noștri. Adică succesele noastre sunt atunci când pacientul succesul înseamnă pentru noi situația în care pacientul se simte bine și asta e pentru noi un succes. Deci, din punctul ăsta de vedere, este într-adevăr un succes. Își rezolvă o problemă cu mai puțină suferință? Sigur că da. Principiul chirurgiei laparoscopice este de a evita ceea ce până acum câțiva zeci de ani era inevitabil în chirurgie. Incizia. Asta este tăietura mare. Da, tăietura mare, cum spun, incizia importantă. De ce e bine? De ce e bine să o evităm când putem? Pentru că cel puțin în chirurgia urologică inciziile erau importante, erau mari, erau atunci când se intervenea pentru chirurgia rinichiului, de exemplu, de foarte multe ori era interesată nu numai cavitatea abdominală sau spațiul retroperitoneal, dar și cavitatea toracică, trebuia scoasă o coastă, uneori se deschidea pleura. De aici toate astea însemnau suferință pentru pacient. Suferință imediat postoperatorie, riscuri de complicații, dar și o suferință îndelungată, pentru că orice plagă operatorie în timp se transformă într-o sursă de suferință. Chirurgia laparoscopică aduce mare avantaj că face ca aceste plăci să dispară sau să se reducă ca dimensiuni foarte mult, de aici și toate riscurile pe care le implicau aceste incizii, poate complicațiile pe care le implicau aceste incizii au dispărut. Dar nu ăsta cred eu că este principalul avantaj al chirurgiei laparoscopice. Principalul avantaj este că oferă chirurgului un câmp operator perfect. Imaginea este mult mărită, te poți apropia de structurile pe care vrei să le disegi, pe care ai de-a face și disecția este minuțioasă și traumatismul la care supune pacientul este minim. Riscurile sunt mai mici.
ne putem adresa unor spații care înainte erau foarte greu de vizualizat, de aproape. Deci totul se face la vârful nasului chirurgului, ca să spun așa. Știți, una din, să spun, opiniile, da, împărtășite de unii oameni este aceea că totuși, cum poți să vezi printr-un tubuleț care e cam așa de îngust? Da. Nu e mai ușor să ai deschisă toată, mă rog, toată cavitatea abdominală, să ai un câmp vizual mai mare, să vezi tu cu ochii tăi, așa, dacă te uiți la microscop, te mai poți înșela? E foarte mult adevăr în ceea ce spuneți dumneavoastră. Sigur că o operație deschisă, o chirurgie clasică, îți oferă un câmp operator mai bogat, mai amplu. Dar detaliile nu sunt aceleași. Chirurgia laparoscopică îți oferă detalii precise, te duce camera optică, te duce acolo unde vrei să vezi și vezi ceea ce trebuie să vezi. Pentru chirurg însă este un efort în plus, pentru că chirurgul lucrează pe un ecran, nu mai lucrează direct cu pacientul, tot ceea ce face chirurgul este mediat de instrumente. Și aici revin la ceea ce a spus inițial, la tehnică. De fapt, chirurgul modern este cu totul altceva decât era un chirurg acum 50 sau 30 de ani. El are nevoie pentru a exista de aparate. Este, dacă vreți așa, ca să folosim un termen din science fiction, un cyborg, un melanj între om și mașină. Pentru că, să luăm de exemplu doar chirurgia laparoscopică, pentru a putea lucra, există nevoie de o cameră care transmite imaginea din interiorul organismului. O cameră video. De o cameră video, exact. E nevoie de un ecran care are o rezoluție foarte bună pe care chirurgul în permanență vede ceea ce se întâmplă. E nevoie de niște instrumente cu ajutorul care disecăm. E nevoie de alte instrumente care folosesc curentul electric sau alte forme de energie pentru disecție, pentru hemostază, pentru prelevarea de țesuturi și așa mai departe. Deci, fără tehnică, nu poți să existi. De ce punești tehnica asta câteodată? E indispensabil. Ați spus că în cadrul, cu această metodă puteți să vedeți lucruri pe care cu ochiul liber nu le puteți vedea. Sigur că da, imaginea este mult mărită. Pentru că e și un microscop în acea cameră, da, deci nu doar transmite imaginea. Iar rezoluția este HD și totul trebuie văzut, da. Ne veți arăta și niște filmulețe, sper, puțin mai târziu, da. Dar întâi aș vrea să vă mai pun o întrebare, da? Pe care și-o pun unii dintre telespectatorii noștri, și anume, totuși, dacă stai să te gândești, trebuie să introduci o țeavă, vorbind așa pe românește, da? În abdomenul omului, dar nu dai acolo peste... Cum faci să ocolești intestinele? Cum faci să ocolești organele? Cum ajungi? Chirurgia laparoscopică imită chirurgia deschisă. Deci nu e o noutate. Chirurgul nu este pus în fața unei alte anatomii, unei alte patologii. Este aceeași pe care trebuie să o știi ca și chirurg. Numai că modul în care ajungi și modul în care lucrezi este diferit. Deci toate operațiile laparoscopice imită operațiile deschise, numai că modalitatea de efectuare a lor este alta. Principiul este, sigur că acum este foarte simplu, lucrurile sunt clare, dar au fost acumulări în ultimii zeci de ani care au dus la această simplitate a efectuării intervențiilor laparoscopice. Cel puțin în urologie să folosesc două spații pentru chirurgia urologică laparoscopică, cavitatea peritoneală, care este un spațiu virtual, în care în această metodă se introduce un gaz, bioxidul de carbon, care destinde cavitatea peritoneală și o transformă într-o cavitate în care chirurgul își poate desfășura activitatea. Lucrezi în cavitatea abdominală, dar nu o deschizi. Practic, în loc să folosești depărtătoarele, exact, cum foloseați... se folosește un gaz. Gazul cel care îndepărtează, exact, gazul îndepărtează totul. Foițele peritoneale. Apoi, în această cavitate pe care ne-am creat-o, se introduce un laparoscop, care este un instrument care în capăt are o cameră video, un sistem de transmitere a imaginii și imaginea este transmisă pe un ocam, iar chirurgul vede ce se întâmplă în cavitatea peritoneală. Iar apoi se introduc 2, 3, 4 instrumente de câte ai nevoie, depinde de
intervenția pe care o faci cu ajutorul căruia lucrezi. Un instrument, să spune, care are rolul unui depărtător, altul diseci, cu altul secționezi, cu altul faci hemostaze, ele sunt foarte bine identificate și individualizate și sigur că ele sunt rodul unor inovații tehnice deosebite și foarte spectaculoase. Asta este atunci când abordăm patologia urologică prin cavitatea peritoneală. Ea poate fi, chirurgia urologică laparoscopică se poate desfășura și într-un spațiu foarte familiar urologului, spațiul retroperitoneal. Intervenția se desfășoară în același mod, numai că nu folosim cavitatea peritoneală, nu ne desfășurăm activitatea în cavitatea peritoneală, ci lucrăm în spațiu retroperitoneal sau properitoneal atunci când ne adresăm patologiei urinare inferioare, cum este vezica urinară sau prostata. Pentru că tot ați adus vorba de organe, de fapt, dumneavoastră, căror organe vă adresați? Care sunt organele țintă? Ar trebui să spunem cărei patologii ne adresăm. Sigur că prin asta patologia ține de un anumit organ. Noi, ca în spitalul în care lucrez, chirurgia laparoscopică urologică, o utilizăm pentru patologia rinichiului și aici, în principal, pentru tumori, deci pentru cancere renale, pentru tumori benigne sau pentru tumori benigne, cum sunt chisturi renale. Se pot face nefrectomii radicale, nefrectomii în care rinichiul este îndepărtat odată cu tumora, pentru că nu se poate altfel, tumora este prea mare, sau nefrectomii parțiale. Aceste nefrectomii parțiale înseamnă că descoperim tumora într-o fază incipientă și putem să îndepărtăm doar tumora, să lăsăm rinichiul pe loc. Lucrul acesta era posibil pe vremea chirurgiei clasice? Sigur că da. V-am spus, toate intervențiile pe care le facem la laparoscopic s-au făcut și se fac și în continuare clasic. Ele sunt o copie la Indigo. Aproape. E un Indigo puțin mișcat. Altă patologie pe care o adresăm, la care ne adresăm, sunt o anomalie congenitală care se numește sindrom de Colet. O anomalie în care rinichiul produce urină, urina se acumulează în cavitatea, în bazinet, care este camera principală din care urina se scurge din rinic, numai că nu trece la vale pe ureter, rinichiul se dilată și dacă nu se intervine chirurgical, rinichiul suferă într-atât încât poate fi pierdut. Și ce faceți în această malformație? La fel, o intervenție pe care o făceam și când operam deschis, se numește pieloplastie, zona stenozată este rezecată și se anastomozează partea sănătoasă la partea sănătoasă și lucrurile în general merg bine. Sigur, acum nu vreau ca telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă că această chirurgie nu este lipsită de contraindicații, nu este lipsită de complicații. Pot să existe. Aș trebui să la contraindicații, dar dacă nu vă supărați, aș vrea să reluăm un picut, să terminăm indicațiile. Deci, erați la ureter. Altă patologie căreia ne adresăm e drept într-o mai puțin importantă, pentru că este litiaza urinară. De ce mai puțin importantă? Pentru că, de obicei, asta înseamnă 98% din cazuri, litiaza urinară este rezolvată în clinica în care lucrez, fie prin litotriție extracorporeală, care este o metodă cu ajutorul căreia calculii sunt sparți, sunt pulverizați din afara corpului și există niște indicații când să facem lucrul ăsta. Și altă metodă de tratament a litiază este metoda endoscopică, prin care calculii sunt sfărâmați și extrași pe cale endoscopică. Asta înseamnă că folosind cavitățile aparatului urinar, vezică, ureter, căi urinare superioare. Cam astea ar fi în principal. Vezica urinară se poate, din păcate, noi nu facem lucrul ăsta, avem de gând să facem, să ne adresăm patologiei prostatei. Metoda se folosește pentru cancerul de prostată în faze localizate la prostată, atunci când se poate face o operație care se numește prostatectomie radicală, care înseamnă îndepărtarea în totalitate a prostatei în situații în care, încă o dată, neoplasmul prostatic este localizat la prostată. Metoda se poate face. Sigur că a apărut și în
țările nu neapărat, nu știu cum să le spun, numai dezvoltate, dar care au mai mulți bani, care investesc mai mult în sănătate și cheltuiesc mai mult pentru oameni. Corectă, că investesc în sănătate. Se folosește un rafinament al chirurgiei laparoscopice, care este chirurgia robotică. Acolo chiar că avem de-a face cu un cyborg, în sensul că operatorul, chirurgul nici nu se mai spală, nu trebuie să fie steril, stă la o consolă și cu ajutorul unui joystick efectuează o operație extrem de dificilă. Și marea majoritate a pacienților care suferă de cancer de prostată în momentul de față în lume sunt operați prin această metodă. Deci chirurgie laparoscopică mediată de robot. Este mai simplă, e mai sigură sau se văd mai bine detaliile sau care ar fi avantajele? Unul dintre avantaje este a chirurgiei robotice este că imaginea este tridimensională și alt avantaj este că brațele de lucru au de fapt mobilitatea unei mâini umane. Toate gradele de mișcare, tot ceea ce poate să facă o mână umană, face un braț robotic. Lucru care nu este posibil în chirurgia laparoscopică clasică. În limba engleză se numește straight stick surgery, adică o chirurgie pe care o face cu un băț care este drept. Instrumentele laparoscopice sunt rigide, cu ele poți să duci înainte, înapoi, dar nu poți să le rotești, să spunem așa. Nu pot face mișcare de mâini umane. Sigur, chirurgia robotică e o chirurgie foarte scumpă și din cauza asta nu este peste tot posibil. Pentru că ați amintit de adenomul de prostată și ați pomenit mai Nu, am vorbit de cancerul de prostată. De cancerul de prostată, scuzați-mă. Da. Da, de cancerul de prostată? Lucruri sunt lucruri puțin diferite. Total diferite. Adenomul de prostată e o tumoră benignă care nu afectează viitorul unui pacient foarte tare. Adică fie este tratat medicamentos, fie se face o operație care se numește și care a noi spital să face în proporție de 99,9% endoscopic. Numai aceste operații, rezultatele sunt bune în peste 97% din cazuri. Rezultate bune înseamnă că pacientul urinează normal și nu mai are probleme. Cancerul de prostată e o boală neoplazică în care nu știm, în ciuda tratamentelor, cum va merge, ce se întâmplă. Nu poți să-i spui unui pacient operat de cancer de prostată, după operație, uite, te-ai vindecat. Trebuie să aștepți o perioadă de câțiva ani de zile să vezi dacă, Doamne păzește, boala nu reapare. Deci prognosticul e total diferit. Prin urmare, între endoscopie și chirurgie laparoscopică este o diferență. E o diferență. Chirurgia endoscopică înseamnă o chirurgie pe care o facem pe o cale naturală existentă. Folosim toate cavitățile aparatului urinar. Începând cu uretra, cu vezica, cu ureterul, căile urinare superioare. Aia este chirurgia endoscopică. Abordul se poate face retrograd, folosind orifici, meatul uretrei, sau anterograd, folosind un traiect percutanat și pătrunzând direct de sus în jos în căile urinare. Pe când în cazul chirurgiei laparoscopice, practic dumneavoastră creați calea de pătrundere. Da, creăm un spațiu care fie există, dar lărgim noi puțin cum este cavitatea peritoneală, fie nu există și îl formăm cum este spațiul retroperitoneal. Și pentru că ați terminat partea aceasta așa de introducere, vreau să mai întreb un lucru. Pacientul primește anestezie generală sau locală? Sigur, nu există posibilitatea efectuării unei intervenții laparoscopice decât cu anestezie generală. Și trebuie știut că, sigur că e o chirurgie care, încă o dată lumea nu trebuie să înțeleagă că o chirurgie există de complicații și de riscuri, există și complicații și riscuri. Unele specifice, unele comune cu chirurgia generală, dar ele există. Vă spuneam de avantajul mare pe care îl prezintă, am apucat discutând doar avantajul care îl prezintă pentru chirurg, pentru pacient, mare avantaj este că, fine, să zicem că după o nefrectomie laparoscopică, pacientul poate merge acasă peste 2-3 zile. Așa repede? Da, așa repede. În momentul în care se rea tranzitul intestinal, pacientul poate să meargă liniștit acasă. Nu sunt. Complicațiile sunt nu mult mai reduse decât în chirurgia generală. Și care ar fi complicațiile? Sigur că pot exista complicații legate de acces, în primul rând. Complicații legate de acces sunt legate de introducerea primelor tocare,
acestea sunt niște obiecte tăioase și periculoase și sigur că pot să lezeze o ansă intestinală, un vas, să producă o leziune de intestin sau o leziune de vas. Alte complicații... Sunt frecvente? Cam care ar fi așa o frecvență? Frecvența lor este redusă. Bine, dacă ar fi frecvente, nu s-ar face frecvența lor este foarte redusă. În fine, sub 1%. Nu sunt... Sigur că frecvența lor ține și de experiența chirurgului. Fiecare chirurg are, din păcate, o curbă de învățare. Asta este echivalentă cu faptul că în această curbă de învățare complicațiile sunt mai frecvente. Se spune că în primele 40 de cazuri pe care le rezolvi, ai o șansă de 20% să te întâlnești, să produci o complicație, pentru că asta este, din păcate. Bun, deci lezarea unei... Asta este un lucru, sigur că apoi există complicații care sunt date, de exemplu, de utilizarea curentului electric, toate astfel de aceste intervenții pentru disecție, pentru hemostază, folosesc o formă de energie, de cele mai multe ori curentul electric, care poate să producă și leziuni ale anselor intestinale. Există apoi complicații care sunt date de metoda în sine, de utilizarea bioxidului de carbon, pentru că această presiune care se produce în cavitatea peritoneală nu este lipsită de urmări. Există niște urmări care înseamnă modificare circulației sanguine, acest gaz se poate absorbi dacă se folosește o presiune prea mare, pot să existe complicații specifice acestei metode, dar ele sunt cunoscute, sunt bine standardizate și când spun bine standardizate mă refer la faptul că evitarea lor este bine standardizată, cunoscută și din cauza asta ele apar foarte rar. Sigur că orice intervenție chirurgicală este o călătorie necunoscut. Nu poți să spui unui pacient, uite, cu dumneata nu se va întâmpla absolut nimic, îți garantez asta. Poți să-i spui că, din punct de vedere statistic, această intervenție chirurgicală, să spune, am o rată de complicații de 1%. Dar, sigur, nu putem fi niciodată. Oamenii în România nu prea s-au obișnuit încă cu aceste date statistice și sunt încă mulți oameni care interpretează aceste cifre, adică faptul că nu spuneți sigur îți va reuși operația, interpretează ca o slăbiciune, ca o nesiguranță din partea medicului. Vi s-a întâmplat ca oamenii să refuze această intervenție, gândindu-se că au un risc de tot felul de complicații, adică să pună răul înainte, să vadă bucățica mică a paharului gol, să spunem? În foarte rare situații. Experiența mea îmi permite să spun că atunci când discuți cu un pacient și spui foarte onest despre ce este vorba, ce poți să faci pentru el, care sunt riscurile, care sunt complicațiile, de cele mai multe ori oamenii înțeleg, pentru că nu cred că în România există un IQ nici mai ridicat, nici mai scăzut decât în altă parte și oamenii înțeleg foarte bine. Ce nu cred că, ce există puțin diferit față de alte părți este accesul la informație. Sunt convins că în alte părți și în alte țări, am mai avut ocazia să lucrez, oamenii sunt puțin mai bine informați. Și vă referiți în special? Acolo oamenii vin și spun, uite, doctor, eu vreau să-mi faci operația asta. A, vine așa, categoric? Da. Caută doctorul care face un anume tip de operație și îi spun, uite, eu am citit despre tine, știu că faci această operație, m-am interesat, vreau să-mi faci lucrul ăsta și numai asta și cu asta basta. Știți? La noi lucrul ăsta nu există, din păcate. Din păcate, spun din păcate, pentru că asta ce înseamnă? Înseamnă o populație informată, oameni care știu despre ce e vorba, știu ce înseamnă un anume tip de operație, un anume tip de tratament. Pentru că el trebuie să-și aleagă. Noi nu putem să alegem pentru pacient. Asta, mulți dintre pacienții mei, atunci când încep să le spun și una și alta, spun, știți ceva, hotărâți dumneavoastră. Nu pot să hotărăsc eu. Sunt dator să informez pacientul, să-i spun, dar el hotărăște, pentru că așa e lumea făcută. El trebuie să hotărască, nu eu pentru el. Eu pot doar să-l sfătuiesc. Spuneați că nu e vorba de IQ, de nivel de inteligență, nu se pune problema, dar poate la noi mai există un pic, așa, un fel de spirit, să zicem,
paternalistă, poate o încredere încă în medici, că luați dumneavoastră decizia, că sunt eu, sunt sigură că luați decizia bună pentru mine. Adică uneori un medic care poate, explică... Cred că aveți dreptate. Cred că aveți dreptate, însă niciodată nu am întâlnit o reacție anormală sau nu știu cum să-i spun, atunci când am explicat unui pacient de ce boală suferă, ce pot să fac pentru el, cu ce pot să-l ajut. Întotdeauna 99,99% din cazuri pacienții au înțeles, au fost de acord cu ceea ce li s-au propus sau nu au fost de acord, dar au înțeles. Prin urmare, comunicarea riscului unei intervenții chirurgicale în cazul de față, riscului unei intervenții laparoscopice, nu înseamnă de fapt o predicție sau spui că ai gură spurcată sau ceva. Nu este o slăbiciune din partea medicului, nu este o modalitate de a vă acoperi, ci este pur și simplu o comunicare, o informare corectă, așa cum trebuie să fii informat cu orice alte servicii care, despre orice alte servicii care ți se oferă, tot așa trebuie să fii informat despre serviciile medicale. Să știți că acum existând puțin discuția așa, e o discuție în societate despre ce ar trebui să facem în medicină, cum ar trebui schimbat. Și bineînțeles că toți cei care apar și discută sunt oameni care de obicei n-au nicio legătură cu sistemul medical și habar n-au ce vorbesc. Sigur că legat de comunicarea pe care o avem cu pacientul și legat de toată această discuție care există în societate, de multe ori auzi sintagma asta, știi, o lipsă de comunicare, de-aia lucrurile nu merg bine. Dar cred că în sistemul medical românesc lipsa asta de comunicare chiar există. Și cauzele sunt, după părerea mea, destul de simple, în sensul că interfața între un pacient și un medic sau un spital nu prea există. Adică nu s-a găsit, cum să spun, nu există o structură care să-i spună unui pacient, uite, un pacient care vine și caută pe un doctor, caută pe un spital, că întreabă în stânga, dreapta, portarul. În străinătate lucrul ăsta nu există. Există o programare, pacientul vine la ora cutare, e cineva care îl primește, e cineva care discută cu el atunci când se decide, de exemplu, un act chirurgical, care e un lucru foarte serios. Întotdeauna participă chirurgul, anestezistul, anatomopatologul, unor e implicat un oncolog, un psiholog și toți acești oameni nu fac decât să explice pacientului mai bine ce se va întâmpla cu el. Pentru că de cele mai multe ori pacienții sunt frustrați, sunt nemulțumiți atunci când ceva nu merge bine în urma unei operații și e absolut normal. E absolut normal să fie așa. Dar dacă ai spus pacientului, uite, s-ar putea să întâmple lucrul ăsta sau șansele ca lucrul ăsta să apară sunt astea și asta, el știe. Atunci, mai mică. V-am provocat la această discuție despre comunicare, deoarece sunt sigură că știți că mai ales chirurgii au așa o aură legată de lipsa lor de comunicare. Imaginea chirurgului, adevărat, a început un pic să se schimbe, dar doar un pic. Chirurgul e privit ca o persoană care vine, spune ce ai de făcut și gata. Mai rar să-ți explice. Deci faptul da. Că... din păcate așa este, da. Faptul că le spuneți pacienților care sunt riscurile este un lucru bun și în fond este dreptul lui? E absolut, e obligatoriu să-l informezi. Există în legislație și un consimțământ pe care pacientul trebuie să-l semneze, care arată, asta trebuie să arate că s-a discutat cu el despre ceea ce avem de făcut. Așadar, stimați telespectatori, întrebați chirurgul înainte de operație care sunt riscurile. Și haideți să vedem care sunt, dacă mai sunt și alte riscuri, în afara aceluia de a atinge într-un fel sau altul, știu, ansele intestinale, alte organe. Înțeles. Riscurile sunt după aia legate de intervenția pe care o faci. De exemplu, în patologiile tumorale, nefectomire radicale sau nefectomire parțiale, cele mai mari riscuri sunt legate de sângerări. Pentru că ele pot să apară și sunt în chirurgia urologică atunci când ai de-a face cu, efectuezi o nefectomie, ai de-a face cu vase foarte mari, de calibru mare, care dacă ai neșansa să sângereze lucrurile, pot să fie dramatice și cartea spune că dacă se produce o astfel de leziune, în 3 minute trebuie să o rezolvi, altfel e prea târziu. Există riscuri. Dar
De-aia sunt chirurgii pe lume, să le controleze. Se poate întâmpla ca, să spunem, să existe un astfel de accident și atunci treceți, să spunem, la varianta clasică? Absolut. Dacă un astfel de accident apare, există foarte bine codificată, foarte bine codificat ceea ce e de făcut. Deci nu e la nasul dumneavoastră, poți, așa la părerea dumneavoastră. Nu poți să te apuci, după părerea mea, să faci o chirurgie, să faci chirurgie laparoscopică fără să stipunești, fără să stăpânești chirurgia deschisă, clasică, pentru că oricând se poate întâmpla să nu poți să duci operația la bun sfârșit din o motivare care, sau să ai o astfel de complicație pe care să trebuiască să o rezolvi, să trebuie să știi să o stăpânești. Generația mea a avut un mare noroc, pentru că atunci când eu am început în anii 90, chiar în anii 90 am început urologia, toate aceste metode și tehnici noi, cum sunt litotiția extracorporeală, tratamentul endoscopic, chirurgia laparoscopică, nu se făceau în România. Și a trebuit să le învățăm pe toate, să le luăm pe toate de la zero și să le stăpânim pe toate. Și altă fațetă a norocului a fost că am avut maeștrii noștri, profesorii noștri care stăpâneau la perfecție chirurgia deschisă, de la care am învățat-o pe aia și nu știu dacă din păcate, da, din păcate, însă multe din operațiile astea chirurgicale deschise au devenit cum să spun, un fel de obiect de studiu istoric, pentru că nu se mai fac. Colegii noștri mai tineri nu mai au de unde să le mai învețe, pentru că majoritatea, am spus, 99% să fac endoscopic, să fac laparoscopic. Și atunci nu mai putem transmite experiența pe care înaintea și ne-au transmis-o nouă legat de chirurgia deschisă. Sau o transmitem într-o măsură mai mică. Poate, și atunci ce fac? Atunci, dacă, Doamne ferește, se nu întâmplă... ce face. Asta e lumea. Trebuie să se adapteze. Dacă se întâmplă, sigur că... Învață înainte. Învață înainte. Mm-hmm. Nu intră nepregătiți. Însă... cunoștințele depind, în chirurgie depind foarte multe foarte mult de volumul de muncă pe care îl ai. Pentru că dacă faci o singură operație pe săptămână, volumul de muncă e mic. Dacă faci una pe zi, atunci volumul de muncă e mare și experiența ta crește. Și spuneam că, sigur că generația actuală, făcându-se mai puține operații deschise, experiența lor cu aceste operații e mai limitată. Încă nu există. Există, dar e mai limitată. Să revenim la complicații. Mai există și alte, deci... Există, sigur, v-am spus complicații legate de tipul de intervenție și v-am dat exemplu hemoragia pentru nefrectomii, pentru simptomele de colet, pentru sindromul de juncțiune, v-am spus, atunci când există o stenoză și trebuie excizată, sigur că pot să existe fisturi urinare, pot să existe restenozări ale zonei pe care am operat-o. Legat de patologia prostatei, pot să existe după prostatectomie radicale, se poate întâmpla să nu se excizeze în totalitate țesutul tumoral. Se poate întâmpla ca pacientul să piardă pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp urină, să aibă tuburi de dinamică sexuală. Dar aceste complicații sunt întâlnite și în cadrul chirurgiei clasice. Deci, chirurgia înseamnă să tai ceva și rezultatul lumea este la fel ca la început. Din păcate, nu există procedură chirurgicală care să nu fie însoțită de posibilitatea existentă unei complicații. Așa cum vă spuneam, chirurgia înseamnă, orice act chirurgical, înseamnă o călătorie necunoscut. Există și contraindicații, adică sunt persoane cărora din start nu le da, puteți face da. Această intervenție? În primul rând există pacienții care suferă de boli cardiorespiratorii. Această destindere a cavității peritoneale cu bioxid de carbon, cu gaz, reduce prin diferite mecanisme fiziopatologice oxigenarea pacientului. Și atunci la pacienții care au deja o disfuncție ventilatorie, metoda asta nu e indicată. Sigur că atunci când există situația unor tumori foarte mari, în care pediculul renal, să spunem, pentru tumorii renale, este afectat de aceste tumori, atunci nu se poate controla laparoscopic o astfel de situație.
sau atunci când, eu știu, există necesitatea extragerii. Uneori tumorile renale produc ceea ce se numește tromboză venoasă, adică un tromb tumoral se dezvoltă pe vena renală și apoi pe vena cavă, care este vena principală a organismului. În astfel de situații, chirurgia deschisă rezolvă situația. Există și niște limite și pentru chirurgia laparoscopică. Ați menționat acum tumorile mai mari și chiar vreau să vă întreb, totuși, cum reușiți să scoateți o tumoră printr-un tub așa foarte îngust? După ce se realizează nefrectomia înseamnă să izolezi rinichiul, să izolezi vasele, să faci hemostaza vaselor, să le secționezi, deci practic rinichiul este liber în cavitatea peritoneală, el este introdus într-un sac special destinat acestui gest și este extras printr-o incizie foarte mică. O incizie mică înseamnă, depinde cât e tumora de mare, depinde totuși rinichiul de mare. 4-5 cm. Nu mai mult decât atât. 14, 16, 12 cu grăsimea pe care o scoți de jur împrejurul rinichiului. Și poate să ajungă. Scoți? Se face o incizie care nu e mai mare de 5, 6, 7 cm, dar care în economia organismului nu contează foarte mult. E o incizie mică. E puțin mai mare decât o incizie care se face pentru apendicită. Fiind o incizie de dimensiuni reduce și o incizie pe care o folosim pentru 3-4 minute, vindecarea e rapidă, iar suferința pacientului este minimă. Și cicatricile? Există și situații în care nu avem nevoie de un examen anatomopatologic. Atunci când, de exemplu, se face nefrectomia pentru o patologie benignă. Un calcul care a fost neglijat sau un sindrom de colet care a fost neglijat și care a dus la distrugerea rinichiului. Atunci se face nefrectomia, se introduce piesa operatorie în acel sac și se aduce la exterior doar gura sacului, prin care se introduc niște instrumente cu ajutorul cărora piesa operatorie este fragmentată și în astfel de situații în final există o incizie de 2 cm 3. Doctore, știu că există și perinichi chisturi. Da, sigur că da. Cu ele ce faceți? În primul rând trebuie să luăm decizia de a le opera sau de a nu le opera. În primul rând, patologia chistică renală, chisturile dobândite, nu cele congenitale, sunt foarte frecvente. Practic, șansa ca un pacient supus unui examen ecografic, de obicei prin ecografie, se depistează formațiunile chistice renale, deci un pacient care are mai mult de 50 de ani, care face ecografie, și la 100 de pacienți, dacă le facem ecografie, pacienți de peste 50 de ani, șansa ca să depistăm un chist renal este de 50%. Deci o patologie frecventă. Însă foarte puțini dintre aceștia au nevoie de operație. Cei la care chistul este simptomatic, produce dureri, produce un disconfort care nu e compatibil cu o viață normală, sau la care avem bănuiala că se întâmplă, chistul este transformat malign. Dar situația asta este relativ rară. Chistul renal, atunci când există o indicație de tratament chirurgical, e o indicație perfectă pentru chirurgia laparoscopică. Practic, pacientul stă în spital 2 zile, imediat, a doua zi după operație poate fi. Asta te asigură, cred că e foarte fericită de această modalitate de a opera. Știu să vă spun cât e de fericită. Am o părere trebuie foarte, să plătească. Păi trebuie să plătească mai puțin, bună. Teoretic. Ei plătesc la fel, deci sunt multe anomalii legate de modul în care se fac plățile între casa de asigurări și spitale. Sigur că se ia în considerație dificultatea unui caz, dar faptul că pacientul stă doar 2 zile... Faptul este că spitalele fac mari eforturi ca să țină în viață astfel de programe, de laparoscopie, de endorologie, de litotriție extracorporeală, pentru că toate aceste metode sunt scumpe. Implică o tehnică scumpă, implică o tehnică care este perisabilă. Deci dacă ne gândim numai la actul chirurgical în sine, chirurgia laparoscopică, endoscopică, litotiția extracorporeală, tehnici fără de care nu se mai poate face medicină,
Deci nu mai nu se concepe. Nu se obișnuiește repede cu binele. Să ne întoarcem înapoi la chirurgia clasică. Deci toate aceste tehnici sunt mai scumpe decât chirurgia clasică. Dacă judecăm doar actul în sine, actul chirurgical. Sigur că dacă punem în balanță cât stă pacientul în spital, ce medicamente consumă și lucru care e cel mai important, suferința pacientului, care este minimă, atunci nu putem să le comparăm. Dar dacă comparăm doar actul chirurgical în sine, astea sunt tehnici scumpe. Și tehnici pentru care mereu trebuie investit. Pentru că există multe materiale, multe instrumente care sunt, sau dispozitive care sunt de unică folosință. Dar asta nu facem, nu le utilizăm pentru că suntem noi mofturoși. Nu, e siguranța pacientului. Este siguranța pacientului, exact. Sigur că ele costă. Da, spuneam, revenind, spitalele fac mari eforturi și așa, părerea mea este că sunt puțin abandonate de Casa de Asigurări de Sănătate, care nu ia în considerație că s-au făcut aceste schimbări și atunci ar trebui schimbate. Și prețurile pe care le oferă pentru diferite intervenții care sunt de tehnicitate, care costă mai mult. Ați menționat de instrumente care mai trebuie schimbate. Ele, în afară de cele care, în fine, s-o utiliza, au o unică întrebuințare din motive care țin de siguranța pacientului, adică de prevenția unor boli care se pot transmite, dar aceasta, restul aparatelor se uzează moral sau se uzează fizic? Adică tehnologia se schimbă așa de repede? Tehnologia se schimbă repede, uzura morală nu ne interesează, că nu ne permitem să refuzăm un aparat. N-aveți mofturi din acestea. Că este uzat moral, dar ele se deteriorează fizic. Sunt instrumente care noi nu folosim în chirurgia laparoscopică. Marea majoritate a instrumentelor pe care le folosim nu sunt de unică folosință. Ele sunt produse de producători renumiți care peste tot în lume ele se folosesc de folosință îndelungată, se pot steriliza după standarde, nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Dar costă. Ele la un moment dat se deteriorează. Unele lucruri, nu tehnologia, nu țin pe vecie și sunt destul de scumpe. Trebuie să luați în considerație că un instrument complet costă între 800-1000 de euro. Deci o trusă de laparoscopie costă ceva bani. Cam care ar fi o, așa, ca ordin de mărime? Nu să vă spun, dar probabil că se ridică la 30, 40, 50 de mii de euro. Dar folosiți la mai mulți pacienți. Sigur că da, bineînțeles. Noi, ceea ce avem noi se amortizează. Bine, așa, între noi și pentru persoane fizice, cum există termenul ăsta acum, par niște sume mari, dar pentru un spital sau pentru o casă de asigurări, având în vedere că bugetul caselor de asigurări, casei de asigurări de sănătate în România, e o afacere în jur de 3-4 miliarde de euro, astea sunt niște fleacuri, sunt niște nimicuri pentru... Dar pentru un spital sunt foarte mulți bani și încă o dată subliniez, spitalele fac eforturi foarte mari ca să țină liniile astea deschise, să funcționeze, să ne dăm peste cap. Să nu mai fie cap. Nevoie să trimitem pacienții în străinătate, cu alte cuvinte. Da, pentru că dacă îi trimiți în străinătate, sigur că și acolo costă, știți? Cineva plătește, nu există pe lumea asta un lucru pentru care să nu plătești. Mai ales în medicină, peste tot cineva plătește. Ideea asta care s-a inoculat din vremurile înainte de 89, că medicina, cultura și învățământul nu costă, e o prostie, nu poate fi studiată. Toate astea costă. Ca să ne întoarcem la tehnologie, da. Foarte la modă este utilizarea laserului în medicină. Dumneavoastră îl folosiți în chirurgia laparoscopică? Nu. Nu. Nu se folosește. De ce? Nu se folosește în chirurgia laparoscopică. Nu e nevoie de el. Și se folosește pentru distrucția calculilor, se folosește pentru rezecția țesutului prostatic. Există dispozitive. Însă nu sunt... sunt scumpe. Sunt bune, dar sunt scumpe și noi nu ni le permitem. Dar la copii ați făcut intervenții chirurgicale? E un lucru separat. Eu sunt chirurgie, în România chirurgia urologică împărțită, pediatrică și de adulți.
A, de la început, da, adică da, sunt specializări total diferite. Da. Adică total diferite. Chirurgia pediatrică este aparajul chirurgiilor pediatrii, care, sigur, o tradiție extraordinară și niște oameni deosebiți. Și, dar nu, nu... Că nu plecați de la ideea că un copil e un adult mai mic, ci e... Nu, nu, nu. În primul rând nu ai voie să tratezi un copil și în al doilea rând nu avem experiență. N-am fost educați, n-am fost crescuți, n-am fost antrenați să tratăm copii și atunci ei merg la servicii de chirurgie pediatrică unde sunt foarte bine tratați. Știu că ne-ați pregătit, de fapt ați pregătit pentru telespectatori niște imagini. Primele imagini pe care vreau să vi le arăt sunt cu aspectul final al unei intervenții chirurgicale laparoscopice și ceea ce este frapant este că lipsa unor incizii importante. Aici am avut de-a face cu o pacientă care a fost supusă unei pieloplastii. Adică, puteți să ne explicați? Pieloplastia este, o să vă arătăm, există chiar și un film, dar ăsta este imaginea pacientului la sfârșitul operației, deci sunt două incizii care au dimensiunea de 5-6 mm și o incizie de 1 cm. Cu atât se alege, ca să zic așa, pacientul după astfel de operație, dacă e vorba de o doamnă sau de o domnișoară, poate să meargă liniștită la plajă după astfel de intervenție, care este un lucru important, aspectul estetic. Categoric. Un lucru foarte important. Vorbeam puțin mai devreme de instrumentar. Astea sunt instrumentele de laparoscopie, diferite instrumente care au destinație precisă. Sper să nu se sperie telespectatorii la vederea lor. De fapt, pacientul nici nu vede. N-au de ce să se sperie și cred că nu se sperie, pentru că nu sunt... Mă rog, nu sunt așa de speriat, după părerea mea. Doamne, nu ați mai intrat de mult pe forumuri să vedeți ce minuni de idei puteți găsi acolo. Da. Și... Aici avem un mic film de animație care prezintă intervenția chirurgicală laparoscopică. Sigur că necesită o echipă antrenată, o echipă care este perfect coordonată, pentru că ești foarte dependent de ajutorul tău. Practic, fără el ești un om orb, ești un chirurg orb. El îți arată, e o muncă în echipă. Da, el îți arată ceea ce trebuie să vezi. Dacă nu îți arată bine, nu vezi bine. Un mare pas înainte în chirurgie în general pe care l-a realizat, chirurgia laparoscopică, este că în această chirurgie nu există secrete. De ce nu există decât secrete? Înainte chirurgia se desfășura, era chirurgul principal, ajutorul lui și un alt ajutor. Ei erau cei care știau ce se întâmplă în plagă. Restul nu știau, nu aveau cum să vadă. Doar instrumentele. Acum totul se desfășoară pe un ecran. Nu există niciun secret. Se pot uita și studenții? Medicii rezidenți? Se poate uita cineva pe internet să fac congrese care se țin în America și operațiile se transmit la München. Deci nu mai există niciun secret. Eu am învățat foarte mult și pot să spun că am progresat datorită acestui fapt. Că există sigur că am învățat foarte mult de la colegii mei la care am fost în diferite stagii de pregătire în țară, la Cluj am fost, la Viena, în Germania, dar foarte multe lucruri le-am învățat singur cu computerul și cu filmele care sunt, există site-uri speciale pentru chirurgii laparoscopiști. Da? Foarte bună. Este liber sau contract? Sigur că da. Nu e niciun cost. Sau dacă e un cost, este de, nu știu, 9 euro, 10 euro, ceva de genul ăsta. Ceva rezonabil. Da. Și acolo sunt prezentate tot ce vrei să știi despre laparoscopie de la A la Z. Deci, spuneam, nu mai e nimic secret, nu e nimic secret. E o comunitate frumoasă, înțeleg, și deschisă. Da, e o comunitate frumoasă și deschisă. Nu este egoistă să țină pentru ei, să țină doar pentru ei informația. Da, nu poți să ascunzi și nu poți să... Totul e pe ecran, e la vedere. Mai aveți o imagine interesantă? Da, sigur că da.
Mai aveam câteva intervenții pe care le-am pregătit. Sigur că sunt poate mai greu de văzut. Aici avem de-a face cu o pacientă care suferea de un chist renal. Este marcat. Aici este rinichiul. Vedeți, chistul are aproape dimensiunea rinichiului. Este o urografie. Și computer tomografia ne evidențiază acest chist voluminos, care are aproape dimensiunile rinichiului, se apropie de 8, între 8 și 10 cm. Și aici este intervenția laparoscopică, introducerea trocarelor, deci accesul la nivelul cavității peritoneale sau spațiul retroperitoneal se realizează prin aceste trocare, care permit introducerea diferitelor instrumente, au un mecanism, există o valvă care nu permite pierderea gazului. Aici este chistul care este disecat, excizat. Intervenția durează cel mult o oră. Aceasta era una din întrebările pe care aș fi vrut să vi le mai pun, și da, anume, în medie, cam cât durează o intervenție? Depinde de patologie, depinde de experiența pacientului, depinde de caz. Sigur că la început intervenția durează mai mult. Noi am început, de exemplu, cu nefrectomiile. Noi am avut niște ținte. Facem de azi înainte lucrurile astea așa și așa, după un program. Și una dintre aceste lucruri a fost să facem nefrectomie laparoscopic atunci când a existat o indicație corectă. La început, o astfel de intervenție dura 4 ore jumătate, 5, poate chiar mai mult de 5 ore. Sigur că asta a necesitat și un efort și o pregătire specială din partea colegilor noștri anesteziști, pentru că e dificil să ții sub anestezie generală un pacient 5 ore, 5 ore și ceva, cu o cavitate abdominală destinsă, plină cu gaz, cu vasele prin care sângele nu mai circulă chiar așa de bine din cauza asta, a un pacient în vârstă, un pacient care are o patologie neoplazică. Însă, mi s-au descurcat foarte bine. Și dacă la început aceste intervenții, v-am spus, durau 5 ore, poate mai mult, acum am redus, durează cam 3 ore, 3 ore și jumătate. Pentru un calcul, intervenția nu durează mai mult de o oră, o jumătate de oră atunci când este făcută retroperitoneal. Pieloplastie de sindromul de colet durează puțin mai mult pentru că sunt operații mai migăloase. Trebuie să coși. Da, însă sigur că cu cât o operație durează mai mult, sunt niște riscuri suplimentare, dar care sunt controlate și recuperarea pacienților este spectaculoasă. Pentru noi, trecerea de la chirurgia deschisă la chirurgia laparoscopică, în această trecere, cel mai spectaculos a fost recuperarea pacientului. Adică când te duci după amiaza contravizită sau a doua zi dimineață și vezi că pacientul deja a coborât din pat și că vrea la salon, nu mai vrea să mai stea și te întreabă numai când plec acasă, e un lucru așa. Și înainte cum se întâmpla? Cam e, după cât se timp întâmpla, devenea neliniștit? Se întâmpla după mai mult timp și statistic vorbind, administrarea de antalgice, de calmante postoperatorii a scăzut foarte mult și recuperarea este spectaculoasă. Practic, pacienții care sunt supuși unei nefrectomii, recuperarea lor se făcea într-o săptămână, poate chiar mai mult. Acum, a doua, a treia zi, pacientul e în regulă, poate coborâ din pat. De obicei, după o nefrectomie, care e o operație dificilă, grea, externarea pacientului se face a treia sau a patra zi. Ceea ce înseamnă la jumătate din cât era înainte și atunci când pacientul pleacă din spital, e chiar foarte bine. Nu are dureri, nu ajută nimeni. Cam în cât timp se poate întoarce la servicii? Să știți, și acesta, mai ales în această perioadă dificilă din punct de vedere economic, înțeleg. Și aceasta e o problemă, că mulți oameni își amână intervenția. Reinserția profesională poate fi făcută, sigur, depinde de ce meserie are pacientul respectiv, dar o săptămână, două, se poate întoarce la servicii. Când e vorba de luni de zile? Nu, sub nicio formă.
Deci este sfârșitul intervenției cu montarea unui tub de dren și mai avem pregătite un caz în care a fost nevoie să facem o nefrectomie pentru o tumoră renală. Asta este un desen care arată cam ce înseamnă o tumoră renală. Și aici avem tumora de care vorbeam, deci o tumoră care e o tumoră voluminoasă, are aproape 7 cm. Și vedem și filmul. Deci vedem cam cu ce se joacă chirurgii. Ceea ce vedeți pe în imagine, în momentul de față, este ligatura pe care o plasăm pe vena renală. Ea se face cu un dispozitiv special. Este foarte rapidă, este sigură. Sigur că plină de emoții, pentru că un alt fel de vas, dacă sângerează, astea sunt vasele de care vă spuneam că dacă apar probleme, dacă apar sângerări, în 3 minute trebuie să rezolvi. Nu trebuie să strămure mâna în altfel, momentul acela. Altfel e prea târziu. Acum, nefrectomia a fost practic efectuată. Mai sunt câteva vase de dimensiuni mai mici pe care le vom secționa. Și vorbeam despre posibilitatea de a fi foarte aproape de locul faptei, de a vedea totul exact și foarte clar. Astea sunt imagini pe care în chirurgia deschisă nu le întâlnești și nu vezi totul atât de bine. Vi s-a întâmplat să începeți o operație, o intervenție pentru o anumită boală și să aveți surpriza să găsiți acolo altceva? Sigur că lucrul ăsta se întâmplă, dar extrem de rar, pentru că posibilitatea de investigație imagistică în momentul de față este foarte bună și atunci când se întâmplă așa ceva, e o surpriză foarte mare și cam inadmisibilă, pentru că, v-am spus, există posibilitatea să investighezi pacientul corect înainte. Sigur că există situația în care știi la ce, ce probleme există, dar nu poți să spui pacientului dacă poți să le rezolvi. Nu știu dacă ele sunt rezolvabile chirurgical. Atunci se poate face ceea ce se denumește o laparotomie exploratorie, asta înseamnă să vezi dacă boala despre care știi că există, poți să o rezolvi chirurgical. Dar ca să faci o laparotomie, să intri cu un diagnostic, să dai peste altceva, e mai puțin întâlnit și e mai puțin permis, după părerea mea, pentru că metodele de investigație sunt foarte bune. Persoanele supraponderale, care au un perete abdominal destul de consistent, bine reprezentat, ele pot beneficia de această intervenție? Sigur că da. Nu există o contraindicație. Există pentru ei, pentru că producătorii de instrumente se gândesc și la cei care au problema asta, instrumente de dimensiuni mai mari. Da? Sigur că da. Și care pot fi folosite și există și o tehnică de montare, de plasare diferită a tocarelor, în așa fel încât să ai un acces bun asupra reginii pe care o ai în vedere. Pot să vă spun din experiența mea personală că eu consider că pacienții care suferă de obezitate au o indicație în plus de a fi operați laparoscopic, pentru că plăgile sunt de mici dimensiuni, în general pacienții care suferă de obezitate, plăgile se vindecă greu, supurează și așa mai departe. Deci nu e o problemă. Nu este o E o problemă, dar nu e o contraindicație. Nu e o contraindicație, ba mai mult este de fapt o indicație. E o indicație, da. O indicație suplimentară. Și o ultimă întrebare care recunosc chiar așa mai mult o curiozitate, să spunem, personală, deși nu e chiar o curiozitate. Dumneavoastră ați operat și clasic, ați trecut și la chirurgia laparoscopică. A fost greu? Sigur că da. Sigur că ți este greu să înveți. V-am spus, atunci când eu am început, și toată generația mea a început, că așa au fost vremurile istorice. Nu existau aceste metode în țară. Exista un singur centru
Profesorul Dorin Nicolescu la Târgu Mureș, dânsul dezvoltase chirurgia endoscopică, înainte de 89 vorbesc, și noi toți ne-am dus și am învățat de la dânsul și de la profesorul Boja, chirurgia aparatului nasal superior. Mai fost, citesc, pionierii, și au fost pionierii în domeniul ăsta, iar la Cluj, profesorul Coman și colaboratorii dânsului au fost, cei care au început chirurgia urologică laparoscopică. Sigur că este un efort, dar trebuie să-l faci. Pentru că merită. Pentru că merită. Pentru că, de fapt, pacientul este mult mai bine cu, după această intervenție. Asta una, și al doilea lucru, trebuie să ai un respect față de tine însuți, în primul rând. Și să progresezi. Să progresezi, da. Deci, în final, din păcate, timpul a expirat. Da, dar un cazul pe care rezolvat tot. Până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune. La revedere!